Sorin Veritor. Bună ziua și bun găsit! Pentru cei care spune că nu mă cunosc, Sorin Vrăjitorul, absolvent al Facultății de Științe Juridice Administrative, absolvent al Institutului Național Administrației, prima promoție 2003-2004 și masterant la Școala Națională a Poliției și Administrative. Ca și parlamentar, deputat de Călăraș, aș vrea acum, la final de mandat, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră, călărășenilor, presei din Călăraș și întregului popor călărășan, dacă mi este permis acest joc de cuvinte, pentru sprijinul pe care noi, Partidul Social Democrat și parlamentarii, l-am avut din partea dumneavoastră. Ca și activitate parlamentară. Am intrat în Parlamentul României un pic mai târziu. Un coleg al meu și-a dat demisia, iar eu am intrat în în cei 3 ani cât am activat în Camera Deputaților ca și reprezentant al călărășenilor, am avut 114 inițiative legislative, dintre care 44 sunt legi în vigoare. Și aici, făcând o paranteză, cea mai importantă lege, din punctul meu de vedere, și mă mândresc cu asta, pe care am avut-o și am inițiat-o pentru călărășeni, este reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile, printr-un amendament la legea pensiilor, în care am modificat articolul 65 și ne-a dat posibilitatea nouă călărășenilor, cei care au domiciliat 30 de ani în municipiul Călăraș, dacă îndeplinesc condițiile de pensionare cu vârsta standard de pensionare, să iasă mai devreme la pensie cu 2 ani de zile datorită acestui povăr permanent. A fost o muncă titanică, o muncă în care a necesitat multă documentare, în care buletinele de analiză pe care ne-au trebuit să le prezint colegilor din comisiile de specialitate, am fost nevoit să fac demersul pe cabinetul parlamentar prin combinat, combinatul siderurgic, uzina coxochimică și celelalte entități, astfel încât să demonstrăm că și noi călărășenii merităm această reducere a vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile. O altă realizare pentru călărășeni este tot un amendament al meu la legea bugetului de stat în februarie 2019 și aici fac o paranteză, PSD-ul mereu a venit în Parlament cu legea bugetului de stat. Uitați-vă ce se întâmplă cu actualii guvernanți, au venit și au trecut bugetul de stat pe anul în curs prin angajarea răspunderii. Este inadmisibil, nu a fost și nu s-a întâmplat asta în cei 30 de ani de când România a trecut într-o altă etapă a democrației. Vorbeam de amendamentul meu la legea bugetului de stat. Pasajul de la Drașna a fost acceptat. Astăzi, când vorbim, are toate avizele luate, are aprobați indicatorii tehnico-economici, au fost ținută licitația pentru construirea acestui pasaj. Din punctul meu de vedere, în următoarele 7 luni de zile, va începe construcția acestui important nod rutier. Eu vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate, doresc succes echipei PSD și să dea Dumnezeu să trecem cu bine cu toții peste această pandemie pe care și vedem în zilele acestea unde și la ce nivel a ajuns, dar pe actualii guvernanți nu interesează decât alegerile de 6 decembrie și nu sănătatea românilor. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate.